mulțumesc mult că ați răspuns prezent invitației noastre. Țin să precizez că în această după-amiază în sală se află oameni din mediul de afaceri, reprezentanți ai ca alături de noi să se afle domnul Florin Jianu, ministru delegat al IMM-urilor, mediului de afaceri și turismului. Vă mulțumim mult că a răspuns prezent invitației noastre. Acțiunea pe care trebuie să o delegăm astăzi este venită să vină în sprijinul oamenilor de afaceri, al autorităților publice locale. O să fie prezent cât de curând și domnul ministru Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene. Deci, cum spuneam, și pentru tinerii care doresc de vârstă pentru a desfășura sau derula o afacere. Discuțiile de astăzi trebuie să fie discuții libere. O să vă rog, dacă aveți întrebări de depus, să le adresați domnilor miniștri. E bine ca acest tip de ședință de lucru să fie interactivă. O să-l rog pe domnul Florin Jianu să vă ia dânsul de aici. Doamne și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi cer scuze că am întârziat. De fapt, l-am așteptat pe domnul ministru Teodorovici, care încă nu a ajuns. Eu am fost la timp aici, să știți, la ora 2, la cât s-a anunțat întâlnirea, am fost prezent. În primul rând, cred că ar trebui să vă dau o serie de informații calde, să le spunem așa, legat de politicile guvernamentale în ceea ce privește portofoliul pe care eu îl am în grijă, și anume întreprinderile mici și mijlocii și medii de afaceri. De dimineață, prezența și cu susținerea primului ministru, împreună cu domnul ministru Eugen Teodorovici, probabil o să vă spună și dânsul legat de fondurile europene lansate de dimineață mai multe chestiuni, s-au lansat trei apeluri de proiecte. Un apel de proiecte privind profesorii și susținerea acestora. Un apel de proiecte privind acele cupoane pentru alimente și un apel de proiecte, și de fapt aici vreau să ajung, un apel de proiecte denumit generic Startup România. Cea mai importantă inițiativă antreprenorială din România, o inițiativă care are alocat 150 de milioane de euro, compusă din două componente. Pe de o parte e componenta de educație antreprenorială, educația pornită din licee, conceptul generic denumit de firmă de exercițiu, care se desfășoară în principal în liceele economice din România. Unii dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu ceea ce înseamnă acest concept. Practic, presupune simularea proceselor dintr-o companie, proceselor manageriale, de către elevi, o serie de competiții pe care aceștia le au la nivelul clasei, la nivel școlar, precum o olimpiadă, la nivel regional și la nivel național. Am plecat de la această componentă care are alocată 50 de milioane de euro pentru o competiție de proiecte care se adresează în principal liceelor din România, dar și în egală măsură și mediului privat, organizațiilor non-guvernamentale, consiliilor de IMM-uri, camerelor de comerț. Sunt eligibili cam toți partenerii, toată lista de parteneri posibili a fi eligibil în acest program. Am plecat de la această abordare pentru că consider, eu provin din mediul de afaceri și știu cât de important e educația antreprenorială, cât de important e ca din ce în ce mai mulți tineri și copii să se gândească cum ar putea să înceapă, să-și înceapă propria afacere, să deruleze în mod independent activități, fără să aibă în vedere neapărat o angajare. Cred că foarte mulți dintre copii au potențialul de a deveni angajatori și de a crea
locuri de muncă în jurul lor. Spuneam, aceasta este o primă componentă de 50 de milioane de euro, cea de-a doua componentă de 100 de milioane de euro se referă la finanțarea a unui număr de aproximativ 2000 de noi start-up-uri cu o sumă de 25.000 de euro pe fiecare întreprindere nou creată. Întreprinderi nou create în domeniile de competitivitate ale României. Eu cred că e absolut necesar să nu se mai finanțeze absolut orice, la sfârșit văzând că valoarea adăugată în economie, în locuri de muncă, ca plus în societate, fiind egală cu zero. Așa încât această inițiativă România Startup se focusează numai pe domeniile de competitivitate a României. Adică IT, industrii creative, turism, sănătate, cu tot ceea ce înseamnă biotehnologii, nanotehnologii și așa mai departe. Deci domenii pe care vă invit pe fiecare dumneavoastră să le accesați. Sunt două categorii de vârstă. Una este 18-25 de ani, cealaltă peste 25 de ani. Pentru fiecare firmă, v-am spus, se acordă o finanțare de maxim 25.000 de euro, urmând să existe două etape ulterioare. Pentru cele care, într-adevăr, performează și creează plus valoare, locuri de muncă, să mai existe o etapă de finanțare de 200.000 de euro, iar a treia etapă fiind o etapă în care se subvenționează dobânda undeva până la 1,5 milioane, 2 milioane de euro. Aceste două, a doua și a treia etapă, urmând a fi finanțate din programul operațional Capital Uman, adică viitorul POSDRU 2014-2020. E o primă inițiativă coerentă. E o primă inițiativă care urmărește tot fluxul de la ceea ce înseamnă educația antreprenorială până la ceea ce înseamnă finanțarea directă a companiei, dar și activități de educație, de mentorat. Prin aceste proiecte se instituie obligativitatea creării a unor incubatoare de afaceri în regiunile care aplică, iar cei care aplică aceste proiecte fac parte din mediul privat. Toate categoriile din mediul privat, plecând de la întreprinderi, camere de comerț, consilii ale IMM-urilor, ONG-uri, patronate, sindicate, sunt eligibile pentru acest apel de proiecte. Inițial, abordarea pe care am avut-o împreună cu domnul ministru Teodorovici a fost să primească ministerul nostru 100 de milioane de euro și să dea către mediul privat, dar eu am considerat că e mult, mult mai eficient să ia direct mediul asociativ și mediul privat acești bani și ei să fie responsabili de crearea a unui număr de firme, de crearea de incubatoare de afaceri, de crearea tuturor acestor instrumente pe care le-am menționat anterior. Fără doar și poate acest tip de inițiativă plasează România pe o hartă a antreprenoriatului la nivel european foarte, foarte important. Inițiativele viitoare legate de antreprenoriat, de mediul de afaceri, vor fi sub acest concept. România Startup. Pentru că e foarte important ca și noi ca țară, nu numai fiecare companie sau fiecare actor în parte să se branduiască, să se poziționeze. Eu cred că și România e extrem de important să spună un cuvânt, să se poziționeze într-o anumită manieră și să arate coerență într-o anumită direcție, să spunem toți același lucru și să avem o singură voce. Acum, eu când am acceptat poziția de ministru al întreprinderilor mici și mijlocii, venind din mediul de reprezentare al tinerilor antreprenori, eu am fost, înainte de a fi ministru, președintele Patronatului Tineri Întreprinzători din România și președintele Organizației Europene a Tinerilor Întreprinzători. În discuția pe care am avut-o cu primul ministru, dânsul m-a rugat un singur lucru. Acela de a menține abordarea antreprenorială pe care am avut-o înainte de a fi ministru și când eram în mediul privat, să o mențin și în zona antreprenorială. Și de când am ajuns ministru, mențin acest ritm antreprenorial. Pentru mine foarte important și venind din realitate și având contact în mod continuu și constant cu oamenii de afaceri, știu cât de importantă e predictibilitatea în mediul de afaceri.
lucrurile să nu se schimbe de pe zi pe alta, pentru că în felul ăsta nu poți să-ți creezi un plan de afaceri, nu poți să creezi stabilitate, nu poți să creezi creștere, nu știi dacă să mergi, să nu mergi la o bancă să-ți iei un credit, pentru că regulile se schimbă. Și atunci am impus o serie de elemente, elemente pe care aș vrea să le aduc la cunoștința dumneavoastră. Unele dintre ele pot părea utopice, însă să știți că ele ajută atât la nivel macro, cât și la nivel mic fiecare companie în parte. În primul rând, România are o lege a IMM-urilor care, fără doar și poate și fără niciun fel de exagerare, este cea mai modernă lege la nivel european. Bineînțeles, știu și citesc pe fețele dumneavoastră, oricâte instrumente vom avea în economie, ele trebuie aplicate. Pentru că degeaba avem noi o lege foarte bună, degeaba aducem reglementări foarte bune în economie, dacă ele nu sunt aplicate. Da, în egală măsură însă, trebuie să ai aceste instrumente în economie. Și pas cu pas, ele să înceapă să fie aplicate. Vreau să dau un element concret. Spre exemplu, în legea IMM-urilor de care v-am spus anterior, există două prevederi foarte, foarte bune pentru mediul de afaceri. În primul rând, există o prevedere care se intitulează generic testul IMM. Nicio reglementare care se introduce cu incidență asupra mediului economic, nicio lege, ordonanță de urgență, hotărâre de guvern, ce vreți dumneavoastră, ce tip de reglementare vreți dumneavoastră, se aplică și la nivel local acest lucru, nu, și care are incidență asupra mediului de afaceri, nu trece fără ca ea să treacă prin acest test IMM. Testul IMM e aplicat de partenerii sociali, în egală măsură cu mediul public, adică Ministerul IMM-urilor, Ministerul Fondurilor, Ministerul de Finanțe și așa mai departe, și se realizează o analiză de impact. Dacă impactul este negativ asupra mediului de afaceri, acea reglementare nu mai intră în vigoare sau nu are voie să fie aplicată. În acest fel, nu vom mai asista la reglementări care, eu știu, de tipul acelui faimos impozit forfetar, care a fost dat și efectele în economie s-au văzut imediat. Câteva sute de mii de firme s-au închis. Dacă aplici un astfel de instrument, vezi dinainte ce se întâmplă. Care sunt efectele pe care le ai în economie? Și atunci te gândești de două ori dacă să faci un lucru sau să nu îl faci. De asemenea, în legea IMM-urilor avem ceea ce se numește instrumentul numărului constant. Dacă se introduce o nouă reglementare cu privire și cu incidență la mediul de afaceri, trebuie să scoți o altă reglementare pentru ca numărul să rămână constant al reglementărilor în economie. Să nu asistăm la o debalansare în care, în mod constant, introduci chestiuni de raportare, de administrative și așa mai departe și nu scoți nimic. Și creezi o debalansare în care săracul întreprinzător nu va trebui altceva decât să facă chestiuni administrative, hârtii și așa mai departe, și nu scoți nimic din tot ceea ce înseamnă reglementările asupra lor. Foarte important ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră accesul la achiziții publice. În această lege a IMM-urilor, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să îndeplinească 50% IMM-uri pe care trebuie să-i plătești și tu la rândul tău, în termen de și modalitățile în care s-au stipulat aici. Și eu te plătesc pe tine, în momentul în care tu îi plătești pe ceilalți sau parte din plata pe care eu ți-o realizez, vreau să ajungă să ajungă și la ceilalți. În felul ăsta, protejăm cumva și interesele celor mici, care, mă rog, a căror voce e mai slabă, pentru că ei trebuie să vadă de munca de zi cu zi, nu au o reprezentare atât de puternică și un lobby atât de puternic, așa cum au companiile mari. Mai sunt și alte elemente introduse pe această perioadă a mandatului meu din luna martie. Foarte important, eu cred că e numărul și esența companiilor care intră în economie. Și în acest sens, cu toții cred că știți că există o nouă lege a întreprinzătorilor debutanți. O lege care dă posibilitatea fiecărui om, fiecărui român, indiferent de vârstă, indiferent de categorie socială, să-și deschidă o firmă fără costuri la Registrul Comerțului, să aibă deduceri de taxe privind angajatorul pentru maxim 4 angajați și posibilitatea de a accesa acel grant de 10.000 de euro de la stat. Până în acest moment, astăzi,
S-a împlinit cifra rotundă de 16.000 de noi firme create cu acest instrument, foarte simplu, foarte eficient. În acest an de când am scos vârsta, s-au creat 5.000 de noi companii cu aproximativ 10.000 de locuri de muncă și care iarăși vine în sprijinul și în ajutorul oamenilor care doresc să-și deschidă o firmă. Acum câteva săptămâni, cred că 3 săptămâni, a trecut prin ședință de guvern, ceea ce generic se numește strategia pentru IMM-uri Orizont 2020. Acest lucru a fost dezbătut public în diverse moduri. Eu vreau să vă spun că, așa venind din mediul pragmatic de afaceri, am stabilit niște ținte în această strategie. Am stabilit ca România de la 23-24 de firme la 1000 de locuitori să ajungă măcar la 36 de firme la 1000 de locuitori, ca de la un număr de 2.600.000 de angajați în IMM-uri să se ajungă la 3.200.000 în IMM-uri, ca numărul IMM-urilor să crească de la aproximativ 474.000 undeva la 640.000 până în 2020, competitivitatea să crească în IMM-uri. Am stabilit aceste ținte pentru că e foarte important să știm încotro merge. Dacă în mod constant, noi ca țară, ca oameni, și dumneavoastră sunteți oameni de afaceri, fiecare stabilește un obiectiv. Pentru că altfel nu poți funcționa. Ba poți funcționa, dar poți funcționa într-o derivă. Poți funcționa de azi pe mâine. Însă dacă noi nu ne stabilim foarte clar unde vrem să ajungem, ok, eu pot accepta public că nu atingi o anumită țintă, dar măcar ești așa cum spune englezul, second best, ești acolo, ești lângă ținta respectivă, știi încotro mergi, știi încotro te îndrepți. Ori strategia pe care noi am pus-o în aplicare și conceptul România Startup face parte din această strategie. Pas cu pas o să lansăm concepte, instrumente din această strategie care să susțină finanțarea IMM-urilor, capitalizarea acestora, creșterea numărului de locuri de muncă. Strategia e foarte simplă. Are 5 direcții. În primul rând este educația antreprenorială, extrem de importantă. Oameni de afaceri din practică știu că fiecare a început fără niciun fel de educație antreprenorială, ci așa, ba a auzit la vecin, ba i s-a părut interesant, ba pur și simplu nu și-a găsit locul într-un loc de muncă bine stabilit și aranjat așa și a vrut el să creeze locuri de muncă, în ultimă instanță din nevoie. Fiecare om care și-a început vreodată o firmă știe că acesta a venit ca urmare a unei nevoi. Deci, educația antreprenorială, în al doilea rând, accesul la finanțare, foarte important pentru IMM-uri. În al treilea rând, accesul la piețe, internaționalizarea, și aici o pun foarte mare accent cu ceea ce înseamnă internaționalizarea companiilor. În al patrulea rând, inovarea. Și în al cincelea rând, reactivitatea administrației, adică mediul public, să înceapă să miște în ritmul, nu chiar în ritmul, dar măcar aproape de ritmul mediului de afaceri și să reacționeze, să aibă acțiuni reactive asupra ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri. Spuneam că țin foarte mult la ceea ce înseamnă internaționalizarea, pentru că și ca urmare a poziției europene pe care am deținut, am avut oportunitatea de a vedea și privilegiul de a vedea ce se întâmplă la nivel european în mediul de afaceri și la nivel global. Orice om care își începe o afacere, oriunde vreți dumneavoastră, în Europa de vest sau în alte părți ale lumii, în Statele Unite, nu mai menționez acest loc, își începe o afacere cu abordarea că piața lui este globală. Cu abordarea că el trebuie să construiască un produs care să fie valabil și pentru piața lui locală, dar și pentru o piață alta decât cea în care el trăiește. Ori acest lucru trebuie să-l facem și noi. Prin produsele pe care le construim, prin inovarea pe care o aducem în companii, trebuie să privim piața globală. Pentru că dacă o privim în mod constant, ca fiind cea din jurul nostru, din jurul blocului, al orașului sau al ce vreți dumneavoastră, vom pierde competiția cu competitorii europeni, cu competitori globali,
care își construiesc automat companiile și afacerile pentru a fi internaționalizate. Și așa aici vor fi o serie de instrumente care să susțină internaționalizarea mediului de afaceri și posibilitatea ca, virgulă, companiile să exporte pe de o parte, dar și să participe la târguri, expoziții și așa mai departe. Cred că o serie de elemente concrete care v-ar putea fi de folos în munca dumneavoastră și la care puteți avea acces și pe care aș vrea să le menționez acum. Ministerul nostru derulează un program din fonduri europene în valoare de 40 de milioane de euro, prin care susținem locurile de muncă create ale absolvenților 2014. Deci dumneavoastră, dacă angajați un absolvent 2014 de liceu, vă susținem costurile 100% în cuantum maxim de 900 de lei net pentru un absolvent de liceu sau 1300 de lei net pentru un absolvent de facultate pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, cu condiția să mai țineți acel loc de muncă, deci, atenție, locul de muncă, nu persoana, s-ar putea ca persoana să nu satisfacă cerințele angajatorului și să trebuie să apelați la cineva, acel loc de muncă pe o perioadă similară a celei pentru care ați primit subvenție. Până la acest moment am semnat un număr de 500 de acorduri la nivel național, aproape 2000 de locuri de muncă, până la 6500 de locuri de muncă pentru cât avem noi alocat buget din acest an. Eu zic că mai e loc, vă rog să accesați acest program, fie găsiți informațiile pe site-ul nostru imm.gov.ro, fie la oficiul teritorial pentru IMM, dumneavoastră sunteți arondați oficiului de la Ploiești, dar cred că mai simplu ajungeți la București și primiți informațiile. Vă rog să faceți uz de acest tip de instrument. Un alt instrument legat de susținerea locurilor de muncă e programul de ajutor de stat. Acel program de ajutor de stat prin care se susțin locurile de muncă, minim 10 locuri de muncă create per companie. Noi, cu programul pe care l-am menționat anterior al absolvenților, am venit în compensarea acestui program pentru că, în opinia mea, 10 locuri de muncă pentru o companie mică sunt multicele. Dar slavă Domnului că am reușit să coborâm la 10 locuri de muncă pentru că plecase de la 100 de locuri de muncă, după aia 50 și cu sprijinul primului ministru am explicat necesitățile mediului de a face real și posibilitatea ca acesta să facă angajări și să coboare la 10 locuri de muncă. Aici nu contează categoria care este angajată, pur și simplu se creează acest minim 10 locuri de muncă per companie, maximul nu contează. Există companii care au creat și sute de locuri de muncă făcând apel la uz de acest program de ajutor de stat. Știu că este în derulare și că este deja aproape epuizat bugetul pentru 2014, deci dacă vă interesează, puteți să faceți uz și de acest program. Aici, cred că primiți 50% din salariu înapoi, din salariu lunar, pe o perioadă de maxim 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. În egală măsură, acum nu știu câți investitori și am întrebat câți investitori mari sunt în zona dumneavoastră, însă cred că aici intervine rolul autorităților, un rol extrem de important de a atrage investitori. În egală măsură există un program de ajutor de stat pentru investițiile majore în economie. Minimul care trebuie investit prin acest program este de 10 milioane de euro pe fiecare proiect și aici se primește la fel în funcție de regiune. Regiunea dumneavoastră intră în schema de ajutor de stat pentru a fi rambursată 50% din investiție. Foarte multe companii în România au făcut uz de acest program de ajutor de stat, dar aici, bineînțeles, această limită de minimă de 10 milioane de euro care trebuie investiți în mijloace fixe, în active, face ca un număr limitat sau
un anumit tip de, de companii, ne referim mai degrabă la companiile mari, să investească un 10, minim 10 milioane de euro pentru a, a primi acest tip de, de ajutor de, de stat. În egală măsură, poate că ar fi trebuit să, să încep cu, cu aceste informații, însă o să, o să închei cu, cu aceste informații, această primă introducere sau acest prim cuvânt. Să știți că România, așa cum arată la, la nivel macro, e pe un drum bun, e pe un drum stabil, economic și, și social. Acest lucru, însă, eu îl subliniez în mod constant, trebuie să se vadă la nivelul fiecărui, fiecărui om, fiecărui întreprinzător și la nivelul angajaților pe care aceștia îi, îi elaborează. Și cred că avem șanse foarte bune ca în următoarea perioadă, prin ceea ce înseamnă programarea fondurilor 2014-2020, mediul de afaceri să, să primească investiții importante din, din sumele alocate României. Însă vreau să vă spun o chestiune. Noi trebuie să ne, să ne obișnuim că regulile sunt făcute la nivel european de majoritatea statelor europene. Și atunci, depinzând de gradul de dezvoltare și al altora, se impun niște standarde și niște obiective. Și atunci și noi în economie, și fac referire în mod explicit la tot ceea ce înseamnă inovarea sau plus valoarea adusă în întreprinderile mici și mijlocii. S-ar putea ca în perioada următoare să vedem, de exemplu, un program operațional competitivitate, că este finanțat, că este finanțată tehnologia informației, că este finanțată cercetarea, dezvoltarea, inovarea și să ne întrebăm, da, ok, ce legătură au problemele noastre reale de zi cu zi ale unui întreprinzător mic cu aceste chestiuni. E bine, aceste lucruri vin din tot ceea ce am spus anterior. Bineînțeles că obiectivele europene, statele europene mai avansate, trecând prin această etapă în care se află România cu mult timp în urmă, își impun și ele punctul de vedere și